Bine ați revenit la Minutul de IT. Astăzi vă propun să vedem cum putem face câteva optimizări de bază pentru Windows 10. Am un Windows proaspăt instalat și unii din primii pași pe care eu îi fac atunci când instalez un Windows sunt următorii. Merg pe My Computer, dau Properties, apoi merg pe Remote Settings, debifez această opțiune, apoi opresc System Restore, apoi merg în tabul Advanced, aici merg pe Settings, la Performance, și dacă calculatorul pe care este instalat Windows-ul e mai slăbuț, putem bifa opțiunea Adjust for Best Performance. Se vor pierde din efectele grafice, în schimb Windows-ul se va mișca mai bine. Acum să dezactivăm User Account Control, acea opțiune care face să apară un pop-up când vrem să deschidem anumite programe și ne întreabă dacă suntem siguri că vrem să facem aceasta. Pentru a face asta, mergem pe Security and Maintenance, apăsăm aici pe Change User Account Control Settings și dăm această bară pe Never Notify. Eu mai închid și acest Windows Smart Screen Settings. Bifez opțiunea don't do anything, adică să închid Windows Smart Screen. Mai putem merge pe Change Security and Maintenance Settings și să debifăm aceste opțiuni, astfel încât în panoul de notificări aici jos să nu ne mai apară mesaje de avertizare de la orice mic detaliu din Windows. Dăm OK. Încă un lucru util ar fi să scoatem din lista de startup programele pe care nu le folosim pentru a face astfel deschiderea calculatorului mai rapidă. Pentru asta mergem și dăm click dreapta pe bara de aici de jos, apăsăm pe Task Manager. Eu am pus deja Task Manager-ul în versiunea de vizualizare mai detaliată, el standard vine așa. Apăsăm pe More Details, mergem în tabul Startup și vedem aici lista cu programe care pornesc odată cu Windows-ul. Pot fi mai multe sau mai puține. Pentru a dezactiva unul, îl bifăm și apăsăm pe Disable. Cam acestea ar fi câteva setări de bază. Sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și data viitoare.